Bună seara tuturor și bine ați venit la cel de-al doilea webinar ONG Online din seria celor trei dedicate domeniului serviciilor sociale. Eu sunt Elena Coman, director de programe al Asociației TechSoup și de data aceasta voi fi alături de dumneavoastră la acest webinar al Școlii Digitale pentru ONG-uri. Săptămâna trecută, poate vă mai aduceți aminte, am discutat detaliat despre genogramă și reflecție ca instrumente pe care să le utilizăm în munca noastră cu grupul vulnerabile. Astăzi mergem mai departe și descoperim ceea ce conținutul celui de-al doilea webinar din această serie de trei dedicate organizațiilor non-profit care desfășoară sau vor să desfășoare activități în domeniul social. Vă spuneam și data trecută și adăugăm și de data aceasta că seria aceasta se datorează prietenilor noștri de la organizația umanitară Concordia, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii sociale din România. Concordia aduce în aceste webinarii gratuite expertiza lor extrem de îndelungată de furnizor de training specializat pentru managerii de servicii sociale, coagulate de ceva vreme în ceea ce se numește Concordia Academia. Înainte să începem, precizările noastre de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau în secțiunea de chat. Orice întrebări veți avea pentru trainer, le vom citi și adresa la finalul prezentării pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pe înregistrare. Trainerul webinarului de astăzi este Silvia Mișu. Silvia este de 20 de ani în slujba dezvoltării oamenilor și crede în potențialul de dezvoltare al fiecărei persoane. Dar mai multe despre ea și experiența ei o să vă povestească chiar ea în doar câteva minute. Silvia, ne auzim? Da, ne auzim și imediat pornim și prezentarea. Este totul în regulă? Este totul în regulă. Îți mulțumesc foarte mult că ai preluat legătura atât de repede. Îți las cuvântul și sunt, ca de obicei, ca de fiecare dată, alături de voi și întrebările voastre în secțiunea de chat. Perfect. Mulțumesc mult de tot, Elena. Zic că o seară de joi nu poate să fie asezonată decât cu un pic de inovare și învățare, care din punctul meu de vedere sunt două elemente esențiale care definesc cumva sectorul neguvernamental, dar și managementul social în sine. Înainte să intrăm așa în topic, să vă spun câteva cuvinte despre mine. Mă definesc mai degrabă ca un arhitect de învățare la nivel organizațional și personal. Experiența mea fiind de la a lucra cu copii de 0-3 ani în perioada de facultate și nu numai, și liceu, făcând stimulare senzoriomotorie în centre de plasament, când încă erau copii în centre de plasament de vârste de 0-3 ani, până la a lucra cu vârstnici și am făcut parte dintr-o echipă care a adus câteva servicii sociale inovatoare în perioada aceea, cum ar fi apartamentele sociale, de exemplu. În momentul de față reprezintă Concordia Academia și sunt colaborator și trainer al Concordia Academia de când s-a înființat ea, cumva, și motivul pentru care promovez și stau lângă Concordia Academia este aceea că cumva cursurile pe care le facem noi sunt un pic diferite, în sensul în care sunt cursuri care îmbină atât cunoștințele cât partea practică, dar și foarte multă reflecție la nivel individual, lucru care stă la baza învățării organizaționale, topicul discuției noastre de astăzi. Printre cursurile pe care Concordia Academia le organizează sunt de manageri de servicii sociale, supervizori în servicii sociale, practicieni în servicii sociale, astfel încât ne dorim să creștem calitatea serviciilor sociale din România și nu numai. Și atunci zic să începem cu începutul.
De ce ne-am dorit să inovăm și să învățăm la nivel organizațional? Care ar fi argumentele forte pentru care eu aș putea să aduc niște servicii noi și la ce mă ajută pe mine să investesc resurse în această direcție? Și cred că este o imagine care mie mi s-a părut revelatoare vis-a-vis de ce avem nevoie de învățare și de inovare, și anume aceea că într-o lume în care totul se schimbă foarte repede, cu o repeziciune foarte mare, singura constantă în viață este schimbarea. Faptul că uităm să învățăm sau să ne adaptăm modul în care noi facem lucrurile, ne transformă în ușor dinozauri. Și cunosc destul de multe organizații non-profit, de exemplu, care furnizau servicii sociale în anii 2000-2006 la un nivel foarte ridicat, pentru că au pierdut cumva startul de a inova și de a învăța și de a schimba serviciile, au ajuns în momentul de față să dispară sau să fie pe cale de dispariție. Și-au restrâns destul de mult activitatea, tipurile de servicii și așa mai departe. Până la urmă, obiectivul învățării organizaționale este acela de a adapta și dezvolta procese și structuri în raport cu orientările exterioare. Adică ce înseamnă lucrul acesta? Că învățarea organizațională nu se referă doar la serviciile pe care le furnizăm noi beneficiarilor noștri, ci și la structurile de management pe care noi le avem în cadrul organizației și care ne ajută pe noi să fim în trend cu moda și cu cerințele pieței. Și organizația care învață este un concept care a fost dezvoltat, organizații care învață este un concept care este dezvoltat și a fost adus mai mult în atenția publicului de Peter Senge. Și el definește organizația care învață ca fiind oameni care își dezvoltă continuu capacitatea de a crea rezultatele pe care și le doresc cu adevărat. Și aș vrea să mă opresc un picuț aici asupra acestui aspect, pentru că este foarte important ca fiecare dintre noi în organizații să știm cum contribuim la atingerea rezultatelor finale ale organizației. De la doamna sau domnul care ne ajută și face curățenie în birouri, de la asistentul social care este lângă noi, de la asistentul manager sau secretara care pregătește toate documentele, să-și dea seama care sunt rezultatele pe care ea și le dorește să le atingă din poziția pe care din funcția pe care o îndeplinește în cadrul organizației. Mai departe, organizația care învață se vorbește despre modele noi și extinse de gândire. Adică modul în care permanent ne schimbăm, încercăm să ne schimbăm. Denumirea în engleză este de mindset, model de gândire. Pentru că cu cât ne obișnuim să stăm mai mult într-o singură modalitate în care oferim serviciile sociale, cu atât riscăm să ne transformăm mai mult într-un dinozaur. Și organizațiile care învață în mod colectiv, împreună cu toată echipa, pentru că altfel, da, se întâmplă învățare în organizații, dar de multe ori se întâmplă la nivel individual, în funcție de cum este motivația fiecărui angajat în parte. În organizațiile care învață, aspirația colectivă, adică toată echipa își dorește să transforme învățarea ca valoare la nivel organizațional. Și oamenii învață continuu să învețe împreună.
Dacă dezvoltăm organizații care învață și creăm un astfel de mediu în care permanent să descoperim și să avem curiozitatea de a descoperi alte modalități în care facem lucrurile acestea, cu siguranță așternem un teren foarte fertil pentru ceea ce se numește inovație. Pentru că inovația înseamnă că este ceva nou, original sau îmbunătățit. Inovația nu înseamnă să fie o invenție. Inovația înseamnă că, făcând lucrurile altfel de cum le făceam în mod obișnuit, creez valoare adăugată mai mare pentru organizația din care eu fac parte. Și multă lume spune că, domne, inovația trebuie să aibă unicitate, să fie aproape ca o invenție. Nu. Inovația este pur și simplu, poate să fie pur și simplu preluarea unui mindset, unui model de gândire sau unui proces de management dintr-o altă industrie. De exemplu, am vizitat la un moment dat o întreprindere socială în care lucrau persoane care aveau handicap mental și toată activitatea era organizată în tocmai ca la Ford. Erau comportamentele pe care angajații trebuiau să le aibă ca să atingă produsul final, erau sparte în bucăți foarte mici, fix așa cum a făcut Ford. Și era ca o bandă de producție în care un angajat se specializa pe o anumită mișcare și funcționa totul ca o bandă de producție ca în uzinele lui Ford. Asta înseamnă inovație. Să preiau un mod în care poate că este organizată munca într-un alt domeniu și să-l adaptez la domeniul din care fac eu parte. Dar este foarte important că atât învățarea cât și inovația creează o nouă dimensiune a performanței. Ne dăm seama că avem nevoie de să devenim mai rentabili, să devenim mai productivi și să avem mai multă eficiență. Și gândindu-vă la cum sunteți dumneavoastră în mod frecvent la locul de muncă, v-aș ruga să vă gândiți cât de ușor vă este dumneavoastră să spuneți ce gândiți. Îți mulțumesc foarte mult. Așteptăm câteva secunde ca să strângem răspunsurile. Închidem acum această întrebare. Și o să arăt imediat răspunsurile. Acestea sunt răspunsurile finale, dragă Silvia. Hai că nu le văd. Pe ecran ar trebui să apară, nu? Da, nu. Nu. Numai o secundă. Iată. Ok. Dacă este de obicei, este un semn foarte bun. Mergem mai departe cu pool-ul nostru de... Avem un set de 3 întrebări. Și întrebarea următoare este aceea: atunci când greșesc la birou, atmosfera nu este critică printre colegii mei? De obicei, rar sau niciodată nu este critică. Mai așteptăm doar câteva secunde să ne asigurăm că toată lumea a votat.
Îl închidem și pe acesta. Poți vizualiza și tu rezultatele? Nu încă. Facem hocus pocus, cum ai făcut data trecută. Iată. Acum se schimbă un picuț procentele de la 56 de obicei la 44 rar. Și mai avem o ultimă întrebare din acest pool de întrebări. Mi se întâmplă ca la birou să constat că diferențele de opinie sunt binevenite. Îl închidem și pe acesta. Foarte bine, de obicei, absolut extraordinar. Îmi confirmați ipoteza pe care am avut-o în, cred că la unul din ultimele programe dezvoltate de Concordia Academia, și anume că învățarea la nivel organizațional și învățarea și inovarea la nivel organizațional sunt mult mai probabile că se vor întâmpla în sectorul non-profit, pentru că vorbim de niște structuri în care permit o adaptare mult mai rapidă decât o structură de administrație publică, dacă ne referim la serviciile sociale. Și răspunsurile dumneavoastră la întrebări vizează tocmai aceste trei condiții pe care o organizație care învață, sau dacă vrem să producem inovare, ar trebui să le cultive la nivel organizațional. Să valorizez diferențele de opinie, să mă uit la ce se întâmplă și să nu devin critic și să iau lucrurile care merită să fie folosite mai departe și ce s-ar putea face diferit, poate, dar fără abordarea aceea un pic critică, sau să nu îmi fie frică să spun ceea ce gândesc. O singură este foarte interesant. O singură rugăminte, Silvia, dacă poți să dai din nou drumul prezentării tale, căci cât am arătat noi toate aceste webcam-uri, s-au întâmplat niște lucruri. Dacă poți să dai din nou drumul prezentării tale. Perfect, mulțumesc foarte mult. Da, da? Da, totul e perfect. Perfect. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot, Elena. Toate aceste elemente sunt premize ale dezvoltării unei astfel de organizații. Pentru că esența învățării organizaționale nu constă doar în ceea ce mult timp s-a considerat că este învățare la nivel organizațional, și anume memoria instituțională, managementul informației și ce anume am eu de făcut în această organizație. Ci mai degrabă ne ducem la zona de fiecare individ în parte și ne legăm de cum putem să transmitem mai departe valorile și atitudinile potrivite pentru ceea ce reprezintă organizația din care fac eu parte. Să am o conștientizare permanentă asupra modului în care eu îmi fac treaba. Și Peter Senge spune că există
5 principii de bază pe care ar trebui să le sădim pentru a avea o astfel de organizație. Și primul principiu este maestria personală. Și maestria personală se referă la modul în care fiecare angajat în parte are motivația și dorința de a deveni cât mai bun în ceea ce face el. Să descopere noi modalități în care poate să obțină performanță mai ridicată în ceea ce face el. De a crea un mediu organizațional în care membrii să identifice sensul finalizării scopurilor pe care și le-au propus. Experiența din ultimele întâlniri cu diferiți asistenți sociali din domeniu m-a făcut să-mi dau seama că de multe ori, de exemplu, intervenția la nivelul unui copil, în cazul unui copil, devine foarte fragmentată, pentru că nu se știe care este scopul finalizării, de exemplu, a evaluării inițiale. Undeva pe parcursul intervenției nu se mai știe de ce fac eu evaluare inițială și de ce fac evaluare detaliată. Și atunci maestria personală se duce tocmai în a conștientiza pentru fiecare rezultat pe care eu îl obțin în munca mea, care este sensul acelui rezultat. Cu ce ajută rezultatul acesta ceilalți colegi și cum aș putea eu să fac lucrul acesta cât mai bine. Un al doilea principiu sunt modelele mentale și anume acela de a schimba, de a clarifica și de a îmbunătăți modul nostru în care acționăm. Nu spunem că toată viața noastră să fie o permanentă mișcare și o permanentă schimbare, pentru că altfel nu am ajunge la niște procese și sisteme care să ne ajute să funcționăm la nivel organizațional, dar modelele mentale ne ajută pe noi să facem și lucrurile altfel. Sunt cele care ne permit să intervenim altfel la nivelul fiecărui caz, la nivelul fiecărui beneficiar. Și aici apare și partea de a conștientiza a fiecărui angajat și al echipei care sunt elementele care ar trebui cumva îmbunătățite în raport cu ce se cere, cu nevoile clienților noștri, beneficiarilor noștri. Și atunci schimbarea și ajustarea modelelor mentale, modului nostru în care acționăm, este iarăși un principiu esențial fără de care nu putem să învățăm la nivel organizațional. Apoi avem viziunea comună, în sensul în care echipa știe care este echipa sau grupul de muncă, știe care este sensul muncilor în comun. Au viziunea asupra ce au trebuie să atingă pe termen lung. Și mă gândesc aici la una dintre organizațiile în care am lucrat și de fiecare dată când apăreau idei de proiecte noi, imediat știam în ce direcție proiectul acela ne ajută să devenim mai buni în ceea ce facem noi. Și știam foarte bine cine și cum poate să contribuie la îndeplinirea acelui proiect, acelui obiectiv. Și ne construiam împreună viitorul, pentru că în momentul în care începeam să vorbim despre proiect, deja proiectam cum o să fim pe parcursul proiectului și la finalul proiectului și noi și beneficiarii cu care lucrăm. Un alt element este gândirea sistemică, care presupune faptul că eu conștientizez care sunt efectele acțiunilor mele asupra sistemului în care eu lucrez, în speță. Asupra colegilor mei, asupra rezultatelor colegilor mei,
asupra beneficiarilor și în momentul în care am această gândire sistemică, pot să îmi ajustez comportamentele astfel încât să creez echilibru în mediul în care eu lucrez. Cred că nu o singură dată s-a întâmplat în cazul serviciilor sociale să primești poate un raport de analiză psihosocială în care nu ai primit toate datele. Este interesant, pentru că persoana respectivă, asistentul social sau lucrătorul social, nu și-a dat seama de care sunt informațiile de care poate tu ai avea nevoie, ținând cont de beneficiarul respectiv. Asta poate să fie un exemplu de cum putem să gândim sistemic în serviciile sociale. Al patrulea element este învățarea în echipă, pentru că nu este suficient, așa cum am spus, să învățăm la nivel individual și că învățarea organizațională se întâmplă la nivel de echipă. Și asta înseamnă că fiecare manager ar trebui să aloce un timp dedicat în care să hrănească apetitul acesta de a învăța, de a avea gândire colectivă, de a avea încredere unii în ceilalți, cunoscându-se superputerile fiecăruia, la ce este bun fiecare dintre noi. Pentru că se spune că se vorbește foarte mult despre performanță. Și cum spuneam, învățarea la nivel organizațional și inovarea, toate duc către creșterea performanței. Și pentru mine, formula cea mai simplă de performanță este aceea de potențial minus interferențe. Pentru că vorbim de superputeri, vorbim despre talente. Și atunci, în învățarea organizațională, noi acolo trebuie să acționăm la superputerile pe care fiecare dintre oamenii cu care lucrăm lucrează, la talentele lor. Pentru că, dau un exemplu, eu sunt extrem de netalentată, ca să spun așa, în a face corectură pe text. Nu văd. Până și numele meu de familie, la un moment dat când m-am străduit să pun diacritice pe un text, mi l-am corectat și în loc de Mișu, am scris Mițu și nici măcar nu mi-am dat seama. Cursanții și-au dat seama și am început să râd împreună cu ei, pentru că asta nu este o superputere a mea. Și cu cât mă străduiesc mai tare să fac lucrul acesta, cu atât mai mult pierd timp în a face lucrurile acolo unde eu am talentul respectiv. Și la un moment dat, unul dintre managerii mei tot încerca să mă convingă că trebuie să fac această corectură pe text. Și am spus că, din punct de vedere managerial, nu este cea mai bună decizie, pentru că mie o să-mi ia foarte mult timp și în timpul acesta aș putea să fac mult mai multe lucruri acolo unde eu pot să am superputeri. Și pentru aceasta, aș vrea să vă întreb, având această imagine de ansamblu cu ce înseamnă învățarea la nivel organizațional, în sensul în care fiecare angajat este motivat să-și dezvolte măiestria personală în a face lucrurile pe care el le face la un nivel cât mai bun, în a avea o viziune comună la nivelul întregii echipe și organizații, ca să dăm sens acțiunilor pe care noi le facem, la a avea învățare la nivel de echipă, a avea gândire sistemică. Aș vrea să îmi răspundeți la următoarea întrebare. Dacă credeți că deja lucrați în ceea ce considerați că poate să fie definită o organizație care învață, adică o organizație care creează spațiu pentru toate aceste lucruri care
definesc organizația care învațăm. Am dat deja Așteptăm drumul. răspunsul de la voastră. Da. Am dat deja drumul în background la chestionar și așteptăm deja răspunsuri. Perfect. Și pot să-ți le citesc eu răspunsurile și să-ți spun că 92% dintre respondenți ne-au spus că da, cred că lucrează deja în ceva ce poate fi definită ca organizație care învață și 8% au răspuns că nu. Super. Asta înseamnă că deja puteți să fiți pregătiți în a trece să faceți lucruri care duc la organizații care învață. Și cu cât practicăm mai mult și ducem aceste principii la nivelul tuturor organizațiilor sau partenerilor, cu atât este mai bine. Pentru că a lucra într-o organizație care învață poate să devină un modul tău în care relaționezi, să devină model pentru alte organizații, pentru parteneri cu care lucrați. Și motivele pentru care noi avem probleme în a învăța la nivel organizațional câteva dizabilități pe care le avem atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional. Și Peter Senge vorbește despre aceste abilități. Și responsabilitatea fiecărui manager este aceea de a înlătura aceste dizabilități. Și haideți să vedem care sunt parte din aceste mici probleme. Una dintre dezabilitățile de învățare, am selectat trei în cazul de față, este aceea că eu sunt poziția mea. Momentul acela în care eu mă definesc doar prin poziția pe care eu o am și îmi este foarte greu să mă pun în pielea unui alt tip de angajat din organizația mea. Și în momentul în care eu funcționez după eu sunt poziția mea, am și senzația de eu am dreptate, eu am luat cele mai bune decizii pe care puteam să le iau, altcineva este de vină. În momentul în care deja căutăm vinovați și nu încercăm să identificăm care sunt elementele pe care noi le-am adus în proces și care ne-au afectat lipsa atingerii rezultatului, în momentul și căutăm vinovații în organizație, atunci înseamnă că apare această mică dizabilitate cu eu sunt în poziția mea. O altă dizabilitate este pilda broaștei gătite. Și anume, vă spuneam la începutul prezentării că învățarea și inovarea se fac doar dacă ne dorim schimbare, doar dacă noi vrem să schimbăm din când în când felul în care facem lucrurile, pentru că asta ne face să fim vii. Eu spun că întârziem, făcând lucrul acesta, întârziem apariția în viața noastră a piticului neamț care ascunde lucruri, și anume Alzheimer-ul. Și pilda broaștei gătite spune în felul următor. Dacă pui o broască într-o oală cu apă și oala cu apă este rece, și apoi pui broasca în oala cu apă și pui oala pe aragaz, apa o să înceapă să fiarbă treptat. Broasca are o capacitate de adaptare a temperaturii corpului foarte mare. Și cu cât apa începe să se încălzească, cu atât ea ajunge să-și regleze temperatura
pentru a reduce disconfortul. Dar ce se întâmplă este faptul că la un moment dat broasca se obișnuiește atât de mult cu această căldură foarte mare, încât ajunge să fie fiartă de vie în oală. Vorbeam de acei dinozauri la început. Vorbeam de cei care devenim atât de obișnuiți în a face lucrurile într-un anume fel, în a face intervenție la nivelul beneficiarului și așa mai departe, încât ajungem să murim pentru că lucrurile se schimbă în mediul nostru și noi ajungem să nu ne mai dăm seama de acest lucru. Și aici aș vrea să dau exemplu, nu pentru că fac parte din Concordia Academia, ci pentru că este o organizație care în ultimul timp a dat dovadă de o extraordinară capacitate de adaptare. Și ai nevoie de curaj pentru lucrul acesta. Concordia avea două centre de plasament mari în Ploiești, pe care a decis, ok, este și legislația, a decis că trebuie să le desfințeze și a început să se gândească la care sunt acele servicii de care este nevoie acum pe piața de servicii sociale și a început să dezvolte servicii alternative, de la servicii de prevenție până la servicii pentru tinerii care ieșeau din sistemul de protecție și vorbim de școala de meserii din Ploiești. Pentru că în zona de servicii sociale, de exemplu, eu consider că încă mai avem nevoie în a crește numărul de servicii sau tipurile de servicii pe care noi le furnizăm acestor tineri care ies din sistemul de protecție și care cumva sunt lăsați în voia sorții sau la mâna AJOFM-urilor. Și atunci, Hilda Broaștei Gătite pe mine mă ajută să-mi dau seama când lucrurile devin un pic prea călduțe pentru mine. Pentru că, în mod normal, dacă iei o broască și vrei să o pui într-o apă fierbinte, reacția broaștei este automată, sare, pentru a nu fi fiartă. Apoi trecem la a treia dizabilitate de învățare și următoarea dizabilitate este atacul este cea mai bună apărare. Și dizabilitatea asta mi se pare că în ultimul timp cred că o întâlnesc din ce în ce mai mult, pentru că ea vine din iluzia controlului. Pentru că noi avem impresia că abordarea pe care am avut-o este cea mai bună și se leagă un picuț cu eu sunt poziția mea, pentru că cumva căutăm vinovați în altă direcție. Și în loc să căutăm care sunt elementele pe care ar trebui să le schimbăm astfel încât rezultatele să fie bune, începem fie să căutăm vinovați, fie să devenim critici, apropo de întrebarea anterioară, pentru că atacul este cea mai bună apărare. Asta te pune pe tine cumva în umbră. Și devenim, în loc să fim proactivi, devenim reactivi la ceea ce ni se întâmplă. Pentru că proactivitatea înseamnă să îmi dau seama de care ar putea să fie eventualele efecte și să le prevăd. Și atunci iluzia controlului este iarăși una dintre dizabilitățile pe care eu le-am întâlnit cel mai des la nivel organizațional în serviciile sociale. Și pentru că am văzut care sunt dizabilitățile de învățare, cred că este important să ne ducem și la ce putem să facem. Și când vorbim despre schimbare și despre situația curentă, am selectat trei dintre
aspectele care mie mi se par din organizațiile care, din filozofia organizațiilor care învață, care se potrivesc cel mai bine cu managementul social și cu managementul organizațiilor non-profit. Și anume, o premisă este că problemele actuale vin din soluțiile de ieri. Și mă gândesc la intervenții pe care le-am avut la nivelul copiilor în anii trecuți și acum nu facem altceva decât să gestionăm efectele, între ghilimele, ale soluțiilor de ieri. Și în momentul în care vedem că ne-a apărut o problemă, uitându-ne la și analizând contextul, este important să ne punem întrebarea dacă problema vine dintr-o strategie anterioară sau dintr-o soluție anterioară. Sau dacă avem oameni în cameră care au antecedente privind problema actuală și versiunile anterioare ale problemei. Pentru că oamenii cărora li se întâmplă de fiecare dată același lucru, înseamnă că ceva din ceea ce au făcut în trecut, din soluțiile găsite anterior, nu au funcționat. Și atunci, pornind de la premisa că de obicei luăm cele mai bune decizii pe care le luăm, pe care le avem la îndemână, împreună, pentru că vorbeam de zona de echipă, împreună să ne dăm seama care ar fi, cum am putea să schimbăm intervenția astfel încât să nu mai avem probleme la soluțiile pe care le găsim acum. A doua paradigmă, cu cât împingeți mai tare, cu atât sistemul împinge înapoi. Și cred că este o lege firească de fizică, dar n-am putut să nu mă gândesc la ce înseamnă schimbarea sistemului de asistență socială și schimbarea serviciilor sociale prin introducerea unei legislații noi care schimbă total modul în care ai furnizat până în momentul acela serviciile sociale, fără să existe o consultare în prealabil, autentică, mă refer la consultare. Și atunci, în momentul în care vii și propui cu brutalitate schimbarea întregului sistem sau unor părți importante din sistem, cu atât mai agresivă este reacția din partea oamenilor care trebuie să implementeze acele schimbări. Și cu cât o intervenție este mai agresivă și este mai radicală, cu atât sistemul va reacționa pe termen scurt sau mediu mai tare. Și atunci, când propun o schimbare, să pun întrebarea dacă intervenția permite ca toate părțile să rămână la fel de bine ca și înainte de intervenție. Apropo de problemele din soluțiile de ieri. Pentru că am nevoie să văd dacă beneficiarii, angajații, tot sistemul de asistență socială poate să își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Și dacă toate părțile care sunt vizate de schimbare, înțeleg care sunt beneficiile, de ce trebuie să facem schimbarea. Chiar dacă este poate la un moment dat dureroasă, dacă știm că asta ne va face într-un an de zile, 2 ani de zile, viața mai ușoară, în momentul acela, cu siguranță că acceptăm mai ușor și nu mai avem rezistența aceea foarte mare la schimbare. A treia premisă despre care vreau să vorbesc este legată de faptul că comportamentul devine mai bun înainte de a deveni mai rău. Avem tendința, este momentul acela în care suntem un pic răciți, dau un exemplu foarte comun. Suntem răciți, la un moment dat mi se pare că parcă ne revenim și brusc începem să facem febră. Pentru că de multe ori se întâmplă ca
să sistemul să dea să arate că încearcă să se adapteze, dar după o încercare, de fapt, el se poate prăbuși. Și atunci e important să vezi dacă poți să măsori performanța elementelor pe care tu le schimbi, astfel încât să prevezi o astfel de cădere și să-ți dai seama când trebuie să intervii, astfel încât să nu se întâmple ceva mai rău. Și să ne dăm seama că instrumentele trebuie să ne ajute să prevedem, să vedem înainte performanțele pe care le obținem și să obținem feedback, în primul rând, din sistem. Și atunci e important să ne gândim, am probleme care vin din soluțiile de ieri? Dacă da, să pot să-mi pun cele două întrebări. Să-mi dau seama cât de agresivă este intervenția în schimbare, astfel încât să pot să verific lucrul acesta. Sau să-mi dau seama dacă o aparentă îmbunătățire a situației nu este de fapt decât un semnal că situația se va înrăutăți mai tare. Momentul următor are legătură cu o cercetare care a fost făcută de un institut din Marea Britanie, și nu vorbim de cercetările britanicilor, și ei au identificat care ar fi cele 10 abilități care ne ajută să inovăm și să învățăm. O să trecem un picuț repede prin ele și o să vă rog ca în chat să îmi scrieți care ar fi acele abilități pe care ați dori să le îmbunătățiți. Simțiți nevoia să mai lucrați asupra lor. Și prima abilitate este aceea de a inspira pe ceilalți, pentru că întotdeauna o schimbare presupune să existe o persoană care crede cu tărie în schimbarea respectivă și atunci de la motivația aceea poate ușor euforică, ceilalți să se molipsească. A doua abilitate este de fapt abilitatea de storytelling, adică de a spune povești în care să arăt impactul într-un mod foarte, foarte concret. Acum văd eu schimbarea, acum văd eu inovarea respectivă. Apoi o a treia abilitate este aceea de a împărți responsabilități cu membrii echipei. Pentru că uneori inovarea este dată de o persoană care are o idee și care uneori rămâne, este ideea mea și eu o pun în practică. Dacă ne aducem aminte, învățarea la nivel organizațional presupune să ne folosim unii de talentele celorlalți membri din echipa noastră. A patra abilitate este aceea de a înțelege nevoile și așteptărilor tuturor membrilor echipei. A cincea abilitate este să desfacem și să înțelegem în esență care sunt nevoile, care sunt procesele asupra cărora eu trebuie să intervin și care sunt provocările pe care managementul, beneficiarul, colegii mei de birou le au și eu intervin cu schimbarea, cu soluția de inovatoare la nivelul lor. O a șasea abilitate este să asculți. Ascultare activă, astfel încât să te asiguri că înțelegi nevoile. Și este un exercițiu pe care îl fac de obicei cu studenții la asistență socială și de fiecare dată cei care trebuie să asculte ajung să vorbească mai mult decât cel care trebuia să fie ascultat. Și atunci să ne exersăm capacitatea de a ține gura închisă
și să-l lăsăm pe cel de lângă noi să ne spună mai multe, să ne povestească mai multe. Abilitatea de a combina idei din diferite domenii și aici mă gândesc, de exemplu, v-am dat exemplu cu întreprinderea socială pe care am văzut-o, dar mă gândesc că este o organizație care în România care oferă servicii sociomedicale și care a preluat un sistem informatic și l-a adaptat pentru specificul lor din zona de customer care, adică din îngrijirea clienților, să spunem, și l-au adaptat pentru a măsura și a verifica cât de satisfăcuți sunt beneficiarii lor, în care fiecare dintre angajați pot să completeze și permanent pot să măsori indicatori și financiari, cât este costul per beneficiar pe diferite tipuri de activități, dar și cât care este rezultatul ca urmare a implementării activităților. Capacitatea de a efectua teste și de a trage concluzii, mie mi se pare că se întâmplă uneori în munca din social, este un pic, eu îi spun, se lucrează pompieristic, pentru că sunt atât de multe provocări și atât de multe cazuri și cazuistica este atât de diversă, încât nu ne mai dăm timp să tragem concluzii la nivel de intervenție. Tragem concluzii doar la nivel de beneficiar și cam atâta. Apoi mai avem abilitatea de a prioritiza și avem managementul riscului pe diferite etape de intervenții. Și v-aș ruga să scrieți în chat care ar fi acele abilități pe care ați dori să vi le dezvoltați. Am primit deja, Silvia, câteva răspunsuri de la colegii noștri pe care pot să ți le citesc. Andreea, de exemplu, ne scrie că și-ar dori să lucreze mai mult în zona de management al riscului și în povestirea, în prezentarea ideilor. Carmen ne-a scris că și-ar dori mult mai mult să lucreze la abilitatea de a combina idei din diferite domenii, la capacitatea de a efectua teste și de a trage concluzii și la abilitatea de a prioritiza. Corina ne-a scris că abilitatea de a inspira alții este o abilitate la care aș dorește mult să lucreze în perioada următoare. Bianca ne-a scris că abilitatea de a combina idei din diferite domenii, iată, se repetă, este de asemenea o prioritate pentru ea. Povestirea în prezentarea ideilor este o prioritate pentru Cristina. Pentru Bianca, priorități ar fi managementul riscului în diferite etape, de asemenea abilitatea de a prioritiza și să ascultăm cu mai multă atenție nevoile și așteptările. Super! Mă bucur foarte tare pentru că schimbarea începe și inovarea începe de la cum ne schimbăm noi modalitatea în care facem lucrurile. Și multe dintre aceste abilități le abordăm și în cadrul programelor de management în servicii sociale din cadrul Academiei. Eu m-am îndrăgostit de storytelling, de exemplu, și de a veni cu idei despre cum pot să iau din zona de business în mod special elemente care pot să ajute la îmbunătățirea serviciilor sociale. Și apoi avem, o să primiți oricum și prezentarea, sunt două exerciții pe care vi le recomand să le faceți cu colegii dumneavoastră, astfel încât să îi ajutați să ajungeți să aveți împreună gândire sistemică și măiestrie personală și gândire colectivă la nivel de echipă. Și primul exercițiu este de 100 de utilizări, în care luăm ziare vechi, cutii de pizza neutilizate, capace, dopuri și așa mai departe. Și ne gândim cum am putea să folosim toate aceste lucruri. Și apoi putem să ne ducem să ne punem întrebarea, ok, dintre toate soluțiile acestea, dacă Google ar dezvolta o soluție, cum ar arăta soluția respectivă?
ceea ce ne ajută cumva să ne ducem în a schimba mindset-ul din gândirea de ONG-ist, între ghilimele, către gândirea de tip mai IT-ist, să zic așa, din zona de Google. E un exercițiu care ajută pentru că este și foarte glumeț de la un moment dat. Și apoi mai este un exercițiu care se numește Eu doresc, în care fiecare dintre participanți se gândesc la o problemă cu care se confruntă oamenii și apoi în echipe de 3-5 persoane se discută ideile și se alege o soluție care poate să fie rezolvată cu ajutorul, de exemplu, unei aplicații telefonice sau al unui inginer, de exemplu. Astfel încât să găsim domenii conexe și poate să aducem un pic de social media mai mult sau de tehnologie în zona de servicii sociale. Cam acestea au fost lucrurile în mare pe care vreau să vi le comunic. Subiectul este destul de larg. Dacă aveți întrebări, v-aș ruga să le scrieți în chat. Până încep să curgă întrebările, îți mulțumesc foarte mult, Silvia, și pentru aceste exemple de încheiere, exact din zona noastră de tehnologie, de care ne este foarte drag. Putem confirma și colegilor că, într-adevăr, în momentul în care încep să schimb puțin paradigma și să mai aduci și astfel de lucruri în calcul, te ajută foarte mult să începi să gândești și soluții diferite pentru problemele pe care le ai tu în munca ta. Înainte de a începe să citesc întrebările colegilor, aveam eu o întrebare legată de prezentarea ta. Te rog. Și anume, ce ne-ai recomanda cumva, sau nu neapărat ce practici, cât mai ales ce tipuri de comportament ne-ai recomanda, sau ce anume am putea să facem în așa fel încât să rămânem conectați la ce și cum se schimbă în domeniul nostru și în jurul nostru, în special ca să evităm acele handicapuri de care tu vorbeai atât de detaliat în prezentare, în care nu mai înțelegi foarte bine contextul în care te afli. Cred că primul lucru pe care l-am făcut eu, pentru că uneori dacă te duci în zona de management, uiți cum este de fapt să te duci pe teren, de exemplu, să faci o anchetă socială. Și atunci, din când în când, să poți să faci acest switch cu oamenii cu care lucrezi, în care tu să redevii asistent social pentru o zi și un asistent social să devină manager al organizației pentru o zi. Pentru că în învățarea la nivel organizațional, schimbarea rolurilor este unul din principiile care stau la baza învățării. Pentru că abia atunci poți să înțelegi și cum se văd lucrurile din papucii altor persoane. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult faptul că am învățat să tac. Și când mă întâlnesc cu beneficiar sau client sau alți oameni, îi întreb, dar ție cum ți se pare că se întâmplă lucrurile? Povestește-mi cum a fost pentru tine când ai venit aici. Și să tac și să-l las să vorbească fără să dau vreo replică. Sunt câteva soluții care mi-au venit acum pe moment. Îți mulțumesc. Dar putem să discutăm particularizat. Îți mulțumesc foarte mult, pentru că asta merge mai departe exact pe întrebările pe care vreau să le adresez și să ce le citesc mai departe, și anume dacă există pune practici manageriale pe care le recomanzi ale unei organizații care învață, de tipul acestuia, switch-ului de roluri, de exemplu. Switch-ul de roluri, un lucru fantastic este să poți să spui stop, ne dăm o oră în care gândim alternativ. Suntem inginerii pe NASA și încercăm să vedem cum văd ei lucrurile, niște ingineri de pe NASA, lucrurile de la noi din serviciile sociale.
sau să faci exerciții la unul dintre trainingurile cu asistenți sociali, i-am legat la ochi, de exemplu, și i-am pus să meargă ghidați de la distanță printre scaune și i-am întrebat, credeți că experiența asta seamănă cu experiența unui copil care intră în sistemul de servicii sociale? Și parcă s-a schimbat total dimensiunea de discuție. Dar cel mai și cel mai mult este să creezi acest spațiu de reflecție în comun și să poți să spui din tot tăvălugul ăsta de lucruri pe care le ai de făcut, să poți să spui stop, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, o dată pe lună, ne dăm 2 ore să visăm. Mulțumim foarte mult că ai adus reflecția în discuție. Ultimele două întrebări, una ar fi puțin mai metaforică și anume ce hrănește inovarea în social în România, după părerea ta? În primul rând, curiozitatea. Curiozitatea de a încerca să faci alte și altfel lucrurile și faptul că îți, o să pun în ghilimele, dar pentru mine cam așa este, să-ți iubești atât de tare beneficiarii încât să te gândești la ce ai putea să le aduci cu valoare adăugată mai mare de mâine. În Kaizen, de exemplu, este principiul de îmbunătățire cu 1% a productivității muncii tale sau rezultatelor tale în fiecare zi. Să te gândești la cum ai putea să-ți îmbunătățești munca, felul în care faci munca, cu 1%. Și asta mie mi se pare că poate să hrănească inovarea, pentru că ajungem să gândim diferit, dându-ne această provocare la nivel personal legată de maestria personală. Îți mulțumim foarte mult. Și ultima noastră întrebare este, te poți gândi la unde am mai putea găsi anumite resurse pentru dezvoltarea, în special a abilităților prezentate? Ne poți recomanda niște manuale sau niște ghiduri, în plus față de trainingurile la care putem participa, în care să descoperim mai multe, ca prim pas? Dacă vrei, poți să-ți trimiți și poți să le trimiți în continuare. Eu am câteva articole de la Harvard Business Review, apropo de a lua soluții din partea cealaltă, despre cum ajung organizațiile din zona for-profit să își crească partea de inovare și învățare. Este cartea lui Peter Senge, A cincea disciplină, pe care o recomand cu foarte mare căldură și tot în aceeași direcție, tot Peter Senge împreună cu un grup de colaboratori a scos o carte care se numește Școli care învață, din care se pot lua foarte multe idei despre cum au tradus profesorii sau învățătorii comportamente pe care ei să le dezvolte la ei la școală, astfel încât să dezvolte școlile ca organizații care învață. E o carte absolut extraordinară și se găsește, e tradusă la noi. Îți mulțumim foarte mult pentru această recomandare. Mă alătur și eu colegilor care îți transmit mulțumiri pentru că ai deschis acest subiect foarte interesant pentru noi și că ne-ai dat ocazia să reflectăm puțin la ce anume facem când inovăm în serviciile sociale. Vouă vă mulțumim încă o dată pentru prezență și atenție. Vom reveni în zilele următoare cu un email de follow-up, cu prezentarea Silviei și cu alte sugestii de resurse. Acum mă grăbesc, mulțumindu-i încă o dată Silviei și vouă, să închidem webinarul repede pentru a porni formularul de feedback, pe care vă rugăm să-l completați la finalul fiecărui webinar de-al nostru. Vă rog însă, căci acesta apare automat, ca de îndată ce eu voi închide acest webinar, să nu faceți mai departe niciun click ca el să apară. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru această discuție și reflecție extrem de plăcută de joi seara. O seară foarte bună! La revedere! Mulțumesc și eu! La revedere!